Salut! Mă bucur să ne revedem! Zilele acestea am terminat cartea Arest la domiciliu cu aventuri la școală și acasă. De data aceasta, Greg Heffley a intrat în buclug pentru că școala a fost vandalizată, iar el este principalul suspect. După părerea mea, nu este vinovat. Rămâne să descoperi și tu care este adevărul. Spor la citit! Iar acum îți propun o provocare matematică. Îți mai amintești aceste simboluri? Le recunoști? Poți să le numești cu voce tare. Da? Te aud? Sigur că da. Mai mic, mai mare și egal. E și un pont aici. Când le așezi între numere, vârful arată numărul mai mic, iar deschiderea e spre numărul mai mare. Deci este simplu. 237 mai mic decât 295 sau 295 mai mare decât 237. Acum ai mai crescut puțin și ai învățat numerele naturale de la 0 la 1 milion. Să învățăm să comparăm aceste numere. Dacă numerele pe care le comparăm au număr diferit de cifre, atunci este mai mare numărul cu mai multe cifre. Sau, dacă mă folosesc de informațiile de la formarea, citirea și scrierea numerelor, unde am învățat despre ordine și clase, pot spune că unitățile de ordinul 5 sunt zecile de mii, unitățile de ordinul 6 sunt sutele de mii. Ca urmare, primul număr, care începe cu zeci de mii, este mai mic decât al doilea număr, care începe cu sute de mii. Deci, 13.475 mai mic decât 139.795. Dacă numerele pe care le comparăm au același număr de cifre, comparăm succesiv cifrele de același ordin, începând de la stânga la dreapta. Mai întâi sutele de mii, zecile de mii, unitățile de mii, sutele, zecile și unitățile, unde am descoperit 9 mai mare decât 6. Deci, numărul 897.000 este 439, este mai mare decât 897.436. La ziua lui Greg, părinții au pregătit baloane cu surprize. Un balon va dezvălui surpriza doar dacă invitații răspund corect. Te prinzi și tu în joc? Compară numerele scrise pe baloanele albastru și galben. Spune cel mai mare număr. Compară numerele scrise pe baloanele roșu și verde. Spune cel mai mic număr. Folosind toate cifrele din vagoanele trenulețului, formează cel mai mic, apoi cel mai mare număr. Dacă ai obținut cel mai mare număr 754.210, este corect, pentru că așezăm cifrele în ordine descrescătoare. Dacă ai obținut cel mai mic număr 102.457, corect, pentru că așezăm cifrele în ordine crescătoare, dar avem în vedere că 0 nu poate sta pe prima poziție, în cazul nostru, la ordinul sutelor de mii. Cartea preferată a lui Greg, Turnul Druizilor, conține un desen interesant. Citește enunțurile și scrie răspunsul tău. Ce loc se află mai aproape de Turnul Druizilor? Care este cea mai mare distanță dintre locațiile de pe desen? Turnul Druizilor este mai aproape de tărâmul de foc sau de lacul Oglindă?
Acum să verificăm. Răspunsul este lacul Oglindă, pentru că am numărat cifrele din date, iar 9467 are cifre mai puține. Nu același lucru se întâmplă la a doua întrebare. Aici am comparat pe rând zecile de mii, miile, sutele, zecile, unitățile, iar 18.504 km este cea mai mare distanță. La ultima întrebare, 15.009 este mai mic decât 17.450 pentru că la ordinul zecilor de mii, 5 mai mic decât 7. Deci, turnul druizilor este mai aproape de ținutul ciupercilor. Felicitări! Ai trecut toate provocările. În jurnalul unui puști, mama lui Greg spune: cititorii sunt mereu câștigători. Citește în continuare pentru a-ți împlini visele.